această seară, în jurul orei 20-26, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Nicolae Iorga al județului Botoșani a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiul Dorohoi, de pe strada Dâmbrava Roșie. La fața locului s-au deplasat două echipaje din partea detașamentului de pompieri de Dorohoi cu două autospeciale. La sosirea gărzii de intervenție, incendiul se manifesta la întreaga locuință. Pompierii au găsit în interiorul casei trei victime, respectiv o femeie de 64 de ani și doi copilași în vârstă de 2 ani și 5 luni și 6 ani. Mama copiilor a fost transportată la spital de către echipajul SMURD, acuzând un atac de panică.